knock on the door and the night begins. Pour yourself something cold, baby, cheers to this. Nu am prins, sper că va fi un rând. Vreau să vorbesc despre Sărmenia. Ce s-a întâmplat acolo? Să încep cu lupta pentru titlul Intercontinental. Zack Ryder chiar merită o șansă. Este un wrestler chiar foarte fenomenal. Vreți să-l căutați pe YouTube? Este super tare omul. Chris Jericho vs. ăla, AJ. A câștigat Chris Jericho. După un super code breaker. Totuși, dar AJ e nou companiei. Trebuia niște momente. Deci WWE ai făcut o treabă. Bă, chiar. Meciul Brock Lesnar din Ambrose. Trebuia să câștige din Ambrose. Chiar și lui trebuia momente pentru ca să se rugă după centura lui Roman Reigns. Vorbim asta mai târziu. Dar au venit Shawn Michaels, Mike Foley și Stone Cold. Dar tot foarte greu meciul a câștigat Brock Lesnar. Să vă mai pun muzică ca să vorbesc și eu peste. Și cel mai nașpa meci. League of Nations vs. The New Day. Puteai să faci un match mai slab ca ăsta. A, da, și păi normal că logica asta trebuie să câștige neapărat League of Nations. Nu, care e mai să ce rău ca asta? Nu mai știu, mă, ce era aia. Dar și ultimul match main event, cred că cel mai slab match. A câștigat Roman Reigns. Trebuia, știu că Roman Reigns e cam slab, dar mai bine decât Triple H, care are aproape 50 de ani și dacă vine odată pe an în ring. Deci cam acesta a fost episodul. Pa, pa!